specialitatea și șeful Poliției Române. Am început în această situație de lucrare a contractului de 30 de zile pe drumurile naționale, pentru că nu se pare normal ca atunci când se încheie, când se realizează un caiet de sarcini, să nu prinzi, eu nu sunt specialist în domeniu, dar mă gândesc că totuși la 200 de kilometri de drum național trebuie să existe în caietul de sarcini obligația de a avea șofer. Nu cred că cu o basculantă, cu o lamă în față și cu un plan cu cauciucul de vară, așa cum ați sesizat dumneavoastră presa, se poate interveni în o asemenea situație, când avem, știu că anumite porțiuni de drumuri în zăpadă de 3 metri. Nu mai întrebăm dacă nu mai gândesc la demisia prefectului de Mătășani? Sigur, nu. Problema mea, numărul 1, nu este demisia prefectului, este să aducă situația din județ la normalitate atât cât se poate în aceste condiții. Dacă consider că în zilele trecute nu s-a acționat, nu s-a analizat suficient de eficient, voi discuta și această problemă. Dar important pentru mine este să ne simtăm în județ, să facem ca populația să se simtă confortabil în localitățile în care locuiesc sau să deplaseze confortabil în județ în condiții de iarnă, bineînțeles. Și în vedere că se apropie și sărbătorile, se apropie Crăciunul, am discutat la nivel național ca toți administratorii de drum, toate, știu, firmele care au contracte cu Compania Națională de Drum, cu Consiliile Județene, să se reaprovizioneze cu materiale antiderapante în zi și cu sare în această perioadă, urmând după aceea la început săptămânii viitoare, o perioadă de zile libere, am văzut că nu am înțeles, așa este 24, este liber, 25, 26 și probabil pe nici saline nu va lucra și cei care trimisează materiale antiderapante, de aceea azi, mâine, trebuie să facă eforturi deosebite, să se refacă stocul în toate de